și mie telecomanda. De ce? Ca să văd și eu ce e la televizor. Păi asta fac și eu acum. Îți arăt tot ce e la TV. Dar dă-mi și mie să butonez și eu. Tu nu ai voie. Așa îmi spun și părinții mei acasă. Că n-am voie cu telecomanda. Cum? Nu te lasă să umbli cu telecomanda? Da, pentru că ei mereu se ceartă pe telecomandă. Și când nu se ceartă ei, se ceartă frații mei mai mari. Și eu nu mai am voie să pun mâna pe ea. Aici ar trebui cu toții să avem voie să facem ce nu putem face acasă. De asta o să fac azi rost de două telecomenzi. Wow! Aragazul! Pe mine nu mă lasă nimic să umblu la aragaz. Nici pe mine și nu mă lasă nici măcar să gătesc ceva. Iar pe mine nu mă lasă să pun mâna pe cuțite și nu înțeleg de ce, că sunt atentă. Au! Ai tăi au dreptate. Dar ai mei nu. Eu propun să gătim ceva la... cuptor. Un cozonac. Și la sfârșit îl tai eu, Feli. Nu, îl tăiem noi. Dar de ce nu mă lăsați? Parcă ați fi părinții mei. Nu te lăsăm pentru că ținem la degetele tale. Și după aia nu mai poți cânta la pian. Și nici să te scobești în nas. Atunci mă lăsați să-l tai cu o foarfecă? Cozonacul nu se taie cu foarfecă. Atunci cu o pânză de traforaj? Poate te lăsăm să-l tai cu o gută de pescuit. Avem o problemă cu chiuveta, nu curge. Avem nevoie de un... Pește, avem noroc că eram prin preajmă. Dar tu nu ești instalator. Sunt mai mult decât instalator, sunt meșter, adică mă pricep să repar orice. Sună ca o reclamă mincinoasă. Voi nu vedeți ce scule am eu? Taică mea nu mă lasă niciodată să mă la tursalei de scule. Dar eu mă pricep la reparat, dar numai o clipă să vă demonstrez. De ce nu mai așteptat și pe mine? Adică mai pus să opresc apa de la subsol ca să ne prefacem că știm să o reparăm și nu mai așteptat și pe mine? Tu nu știi să ții gura? Ca să devii tu marele meșter. Sunt mai meșter decât tine. Tu poți fi ucenicul meu. Și de ce să nu fii tu ucenicul meu? Doar ești fratele mai mic. Nu vezi ce sculea meu? O echipă egală. Eu mă apuc să repar ușa la șifonier. Dar ce are ușa de la șifonier? N-are nimic, dar simt că pot să o fac mai bună. Știu ce zici. După aia reparăm și măsuța asta și biblioteca și prizele. Voi sunteți meșteri sticlari? De ce te gâdi la curiozitatea? Vroiam să vă informez că nu sunteți transparenți. Ne uitam și noi la TV dacă nu vă încurcăm. Ce amuzantă, e simpatică. Eu zic să începem reparațiile cu televizorul. N-are nimic televizorul, vă plătim în avea să nu vă atingeți de televizor. Așa, patrane, ne-a făcut safta. Mai departe. De ce m-ai adus aici? Ca să-ți arăt astea. Astea sunt niște ustensile de bărbierit. Taică-mi eu are unul la fel și nu mă lasă niciodată să mă ating de ele. Da, și al meu face la fel. Ce-ar fi să ne bărbierim și noi ca bărbații, să vedem cum e.
Tu glumești? Noi suntem fete! Iar aici, la club, putem face tot ce n-avem voie să facem acasă. Nu cred că e o idee așa bună. Unele lucruri sunt chiar periculoase. Dacă ți-e frică, n-ai decât să stai deoparte și să ratezi experiența. Bine, bine, m-ai convins. Wow, și ne-a zis cu spumă de asta. Ufana! Acum înțeleg pe tați. Da, cam acrim. Așa e vitamina C. Acum să încercăm Ștefanii Gosic. Altă viață, un gust dulce, acrișor. Ți-am zis că e bună idee. Ai mei nu mă lasă niciodată să pun mâna pe pastile. Și sunt curioasă să văd ce efect au. Dar și eram fascinată de culorile pastilelor. Și m-am întrebat mereu ce gust au. Ia să văd ce mai avem pe acolo. Somnifer. Aaa! Te servesc un pui de somn. Păi după amiază avem ore. Ne trezim până atunci. Pun ceasul să sune. Nu știu ce să zic. Sau să încercăm pe altcineva să vedem cum e. Corect, dar și ne-ar accepta să înghiți un somnifer fără comentarii. N-ar decât să comenteze cât vrei. Kids, kids, kids. Problema e că uite cât de mare e pastila. O să o roadă pe bucățele. Păi uite, nici nu-i place. Administrăm ca la găini. Îl pisăm și îl punem în apă. Hai, frământă mai repede că mai avem mult de lucru. Da, și aș vrea să cus cozonacul înainte să plecăm la școală. Că sunt până adormi ăsta. Poate au efect doar la oameni. Nu cred. Un vecin de-al meu dădea câinelui să nu mai îi latre noaptea la lună și funcționa. Dar nu înțeleg de ce, pentru că... m-am prins. El nu bea toată apa și normal că nu i-a dat tot doza. Ai dreptate, trebuie să mărim doza. Cred că trebuie să îi le punem pe toate. Ai pus zahăr pudră pe deasupra? Da, am pus eu, Adineau. Deci în sfârșit intră la cuptor. Mult de muncă pentru un cozonac. Acum înțeleg pe maică-mea de ce cumpără din comerț cozonac și zice lui tata că a frământat toată ziua. Voi unde ați stat până acum? Am avut niște treabă. Și ce e cu apicele alea? Păi, e mai complicat. Hai că nouă ne plac lucrurile complicate. Așa se poartă acum. Da, e ultima modă, să ne recunosc pe lume. Știu ce se întâmplă. Vărsa de vânt. Aoleu, epidemie, tot clubul e în pericol. Terminați, nu e niciun vărsat de vânt. Dar ce e? Ia arătați-ne. Nu e treaba voastră și nu e vărsat de vânt. Hai să ieșim. Unde vă duceți? La școală. Păi mai e până începem orele. Sau vreți să îmbolnăviți toată școala cu vărsat de vânt? Nu toată școala, ci numai pe voi trei. Toată lumea se servească cozonacul, acum cât e cald. Și ține și de foame. Le-ați văzut pe Bianca și Ania? Nu, am stat în baie toată ziua. Trebuie să-i găsim și să-i izolăm urgent. Frate, ăsta mai adorme odată sau nu? Zici că i-am dat energizante, nu somnifer. Hai, hamsterule, adormi și tu odată, te rugăm, că altfel ne ia pe noi somnul. Ia, hai că e gata. În sfârșit era și timpul. Bună! Serviți, bună. Serviți și voi, a ieșit delicios și avem pentru toată lumea. A fost așa de bun.
întâmplă de domn tot? O fi de la vărsat de vânt? Nu cred. Trezirea fraților, încep băune la cuș. Auzi, tu unde ai pisat somniferele alea? Cum? Unde? În bucătărie. Și ce altceva să mai făcea în bucătărie? Cază... Minar! Auzi, să făcea cază... Nu mă spune nimeni. Ăștia au nebunit, chiulez de la școală. Poate sunt deja în clasă și ne așteaptă. Aulea, ce e asta? Să nu-mi spui că... Am uitat. Azi se fac pozele pentru panoul de onoare și legitimații. Haideți mai repede că după voi stăm. Unde sunt ceilalți? Nu știm, dar noi nu suntem pregătite. Haideți că nu stă fotograful după voi. Luați loc pe scaun și dați-vă jos valizele alea. Dar noi nu putem ca... Avem vărsat de vânt. Nu se vede în fotografie. Jos valizele și apoi la dispensar. Hai, jos valizele! Ce e aia pe fețele voastre? Ne-am bărbierit!